Milioane de ucraineni riscă să înghețe de frig la iarnă. În săptămâna care tocmai se încheie, rușii au distrus centrale termice și energetice de pe tot cuprinsul țării. În acest context dificil, la iarnă consumul va fi restricționat drastic. O treime din centralele electrice ale Ucrainei au fost distruse de ruși, iar centralele rămase funcționează la capacitate limitată. Locuitorii mai multor regiuni ucrainene au rămas fără energie electrică și parțial fără alimentare cu apă. Compania Națională de Rețea Ucrainei a anunțat că între orele 7 și 22, țara va restricționa căldura și furnizarea de energie. Volodymyr Zelensky a spus că se lucrează la eliminarea efectelor atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. І ударних дронів. Поступово ми прийдемо і до цього за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби збито 20 ракет калібрів і Х-101, також більше 10 іранських шахедів. Продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів. В общем, тем, что в квартире есть, теми будем согреваться. И старыми одеялами укрываться, и старые одежки на себя натягивать. Între timp, rușii au atacat din nou cu rachete orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, iar una dintre ele a căzut peste o clădire rezidențială. În zonă au fost avariate o altă clădire și mai multe mașini.